Narcis Iustinia nou! România! Oh! Vino, te rog, mai aproape de telespectatori, mai aproape de spectatori, mai aproape de juriu! Wow! Are doar 16-17 ani și se mișcă pe scenă de parcă aici s-ar fi născut. Să fii Narcis... Narcis, pe lângă faptul că ai doar 16 ani, dar să nu-i spui asta lui Smiley, îmi plac două lucruri la tine. Numele tău, care mă face să mă uit în oglindă, și faptul că și tu iei de aici și duci încolo. Da. Tot din instincte, nu? Narcis, și eu cânt. În restul, ce mai faci? Eu, de toate. Fac de toate. Îmi place să gătesc, să... Gătești? Da, gătesc. Îmi place să fac curat, îmi place să dansez. Vino și pe la mine pe acasă, dacă tot. Dacă faci curat, nicio problemă, te invităm și noi. Și ne și cânti în timp ce faci treburile astea. Desigur. Narcis, vrei să încep tu, draga da, mea? Da, Andra? Da. Te rog, te rog. Apropo, să știți că eu cu Smiley de aia suntem foarte buni prieteni, pentru că el până acum făcea foarte bine curat. Nu gătea. Te rog frumos, apucă-te de gătit. Am apuc, nicio problemă. Vreau să încep eu pentru că trebuie să-ți spun și să-ți mărturisesc că mă uimește faptul că la doar 16 ani te comporți ca un profesionist pe scenă. Te felicit, încă nu-mi vine să cred că poți cânta în felul ăsta de bine. Și trebuie să recunoaștem că ești un fenomen și că se va vorbi foarte mult despre tine de acum încolo. Mulțumesc frumos! Mihai! Pe lângă talentul tău, care este evident, cel mai mult îmi place la tine că mă uimești de fiecare dată și că mă surprinzi. Și îmi place că evoluezi, a evoluat fantastic, te ții minte de la preselecție, atunci doar m-ai șocat. Acum mă șochezi și mă fac să te admir din ce în ce mai mult, pentru că ești așa ca un diamant care e continuu șlefuit, de la săptămână la săptămână, știi? Și vreau să te felicit din toată inima și să-ți spun că ești unul dintre talentele mele preferate din acest moment. Mulțumesc frumos! Andy! Mulțumesc. Vreau să vă spun că în semifinală m-am întâlnit cu Valentin Păun, unul dintre dansatorii care n-a mai prins semifinala, dacă vă aduceți aminte. Ei au fost colegi de cameră la un moment dat și Valentin
mi-a povestit că mi-a zis în felul următor: băi, Narcis cântă realmente minunat. Este incredibil, pare că nu e adevărat ceea ce se aude. Și vreau să spun, să te întreb dacă e adevărat, mi-a spus că la un moment dat ai luat o acută din asta, sau nu știu cum se cheamă, când urci vocea foarte sus și s-a spart un pahar, e adevărat? Ha? Ai spart paharul? Nu chiar. Aproape, s-a crăpat acolo, a fost o inima, da. Ceea ce pot să spun clar este un fenomen, este un fenomen care pare venit de nicăieri, dar care poate ajunge oriunde. Mulțumesc frumos. Super. Mulțumesc frumos.